Bine ați venit! Mă numesc Agapia și în această filmare îmi doresc să analizez relațiile, da, din această perioadă. Dacă ați accesat această filmare, da, acest videoclip, înseamnă că vă preocupă o relație sentimentală pe care o aveți sau o colaborare. Poate că sunteți curioși ce se va întâmpla cu dragostea dumneavoastră, dacă veți cunoaște pe cineva în cazul în care sunteți singuri, și de asemenea poate sunteți certați sau aveți discuții și doriți să asistați la această deschidere a cărților în planul sentimental. Vă invit în primul rând să vă relaxați, să luați un pahar cu apă sau ceai, sau ceea ce obișnuiți să beți, cafea, ceea ce vă ajută, da, la hidratare. Eu am să apelez întotdeauna apa, pe aceasta o consider un fel de a-mi hidrata, da? Dar am și controla emoțiile. Întotdeauna un pahar cu apă ajută la vindecarea bolilor sufletești sau trupești. Da, apa este foarte importantă și să nu uităm să o bem cu regularitate. De asemenea, am să aduc acest trandafir. Da, nu știu dacă dumneavoastră obișnuiați în trecut sau poate și acum să folosiți o floare și petalele ei să vă spună, să vă răspundă la întrebarea mă iubește, nu mă iubește, și în momentul în care terminați de rupt petalele sau de atribuit petalelor mă iubește, nu mă iubește, să vedeți ce vă spune floarea respectivă. Noi nu intenționăm acum să-i facem nimic acestui trandafir de decor, dar este o invitație la a ne gândi, da? Cum să păstrăm relațiile, cum să avem grijă ca acestea să ne îmbunătățească viața, să ne facă o viață mai fericită, și să nu stăm în relații toxice sau care nu ne aduc fericire, ci mai degrabă neîncredere sau lipsa stimei de sine sau alte neplăceri. Ca de obicei, voi aprinde și o lumânare pe care o vom, cred că tot în acest cadru o să o folosesc. Haideți să aprindem o lumânare cu aromă de fructe de pădure, da, e roșie ca focul, să vă poarte norocul, și voi face practic patru etalări, pentru că voi considera patru grupe, și anume elementele din zodie de apă, foc, pământ și aer. Exemplificând, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunteți obișnuiți cu această clasificare, elementele în semne de apă sunt rac, scorpion, pești, elementele în semne de foc sunt berbec, leu, săgetător, elementele din semn de pământ sunt aur, fecioară, capricorn și semnele de aer sunt reprezentate de gemeni, balanță, vărsător. Voi folosi aceste cărți de tarot, vă explic imediat. Sunt în dublură pentru că ele reprezintă energia dumneavoastră, respectiv energia celeilalte persoane, că o cunoașteți sau nu. Da? În momentul în care vizionați această filmare, da, atunci se aplică mesajul. Aceste etalări sunt atemporale. Dacă ați ajuns să vedeți acest mesaj acum, înseamnă că este important ceea ce vă transmit cărțile.
De asemenea, deci avem așa, în primul rând, cele două pachete identice de șoapte ale iubirii, da? Că n-am spus denumirea, doar am spus că vă reprezintă pe dumneavoastră și cealaltă persoană. De asemenea, aici avem îngerii romantici, da? Ale ai lui Dorin Virtu. Și avem, vom extrage cartea pentru dumneavoastră și pentru cealaltă persoană, da? Voi folosi de asemenea tarotul Lenormand, tarotul Illuminati, da? Tarotul iubirii, așa, și oracolul zodiac, da? Vom vedea ce semne zodiacale sunt persoanele cu care aveți dumneavoastră relații sau pe care urmează să le cunoașteți. Așadar, voi folosi, să spun, în primul rând, voi folosi cărțile care reprezintă aerul, cum spuneam. Aici avem cartea pentru semnele de apă, semnele de foc, respectiv semnele de pământ. Ordinea va fi pur întâmplătoare. Eu n-am să țin cont, să spun, de ordine, dar aceasta va fi acum aleasă, da? Așa. Deci, în primul rând, voi face pentru semnele de foc, da? A doua etalare va fi pentru semnele de apă, pentru că așa s-au dorit, semnele de aer, respectiv semnele de pământ. Ca să nu vă supărați dumneavoastră, să nu vă supărați că am ales într-o anumită ordine, am lăsat cărțile, da? Restul pentru zodii sunt orientative, da? Cărțile pentru a ne explica persoanele care sunt, despre care vorbim. Voi scoate cărțile din cutie, da? Și le vom întreba pe rând, să vedem ce mesaje au pentru dumneavoastră. Eu le pregătesc să le am la îndemână. Vă puteți gândi la diferite persoane, puteți să urmăriți etalarea dacă, de exemplu, sunteți într-o relație sau vă place o persoană dintr-o anumită zodie, puteți urmări și etalarea de la acel semn. Dacă, de exemplu, dumneavoastră sunteți semn de apă, da, din Rac, Scorpion, Pești și sunteți într-o relație cu o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, puteți să vizionați atât la semnul de apă, etalarea, cât și la semnul de pământ, da? Pentru că energiile se întrepătrund, mai ales la relațiile care sunt predestinate sau la relațiile care au fost, sunt longevive, da? Care au trecut prin multe experiențe, sunt relații de lungă durată și în care oarecum partenerii au început să semene unul cu celălalt. Da? Nu numai fizic, dar și spiritual. Voi începe cu aceste pachete, da? Pentru îngerii romantici și cu semnele de foc. Pentru că ele au dorit să iasă primele, da, la citire. Cartea aceasta pe care o voi scoate eu, în primul rând, va reprezenta cartea dumneavoastră. A doua carte, cum vă vedeți partenerul actual. Dacă nu există, cum vă gândiți să fie, da? Sau cum este, dar nu l-ați cunoscut și urmează să-l cunoașteți. A treia carte va reprezenta energia relației din punctul dumneavoastră de vedere și ceea ce se întâmplă în maxim 3 luni, 1-3 luni. Iar a patra carte va reprezenta energia între 6 luni și un an.
Bun. Am să tai aceste cărți și am să vă spun așa. În primul rând, că dumneavoastră, pe dumneavoastră vă caracterizează o oarecare dependență față de o persoană. Carta respectivă spune că adicțiile vă afectează viața romantică. Poate că iubiți foarte mult această persoană și sunteți dependentă de ea. Vă îngrijorați dacă nu vă scrie, dacă nu vă bagă în seamă, dacă nu vă vedeți în mod constant. Aveți teama de a nu o pierde. Da? Haideți să vedem cum este cealaltă persoană. Cealaltă persoană consideră că este în siguranță să iubească. Numai că această carte, dacă ați observat, era întoarsă. Aș putea să vă spun așa că poate că această persoană nu se simte chiar în siguranță să iubească. Poate că este într-o situație, da? Poate este căsătorită sau poate că are o anumită situație care nu îi permite să se simtă în siguranță să iubească. Și cartea aceasta are ca sfat să își deschidă inima pentru a da și a primi cea mai înaltă energie dintre toate. Aș vrea să văd a treia carte, care reprezintă energia relației în 1-3 luni, da? În maxim 3 luni. Foarte curând, da? Foarte curând. Vă întâlniți, se întâmplă ceva important, veți primi o veste, se hotărăște, da? Poate această persoană se hotărăște să se schimbe într-un fel, da? Să se simtă în siguranță să iubească. Iar cartea, sfatul cărții este să vă decideți cu claritate ce vă doriți pentru ca aceasta să vină către dumneavoastră. Este foarte important să știți ce anume vă doriți. Dacă dumneavoastră aveți o anumită dependență, da, vă place oarecum să controlați sau să influențați relația, să săriți niște pași, asta tot de o codependență vorbește, știți? Să lăsați lucrurile să vină natural, să aveți răbdare, pentru că foarte curând, dacă dumneavoastră știți ce vreți, atunci veți putea obține sau cel puțin veți căuta tot timpul, da, ceea ce vă doriți să primiți. Iar pentru 6 luni, maxim un an, să vedem energia, o nouă iubire. Nu știu ce înseamnă acest lucru, dar pot să vă spun așa, dacă sunteți într-o relație și sunteți dependentă de ea, se pare că va exista un nou val, da, de iubire în aceeași relație. Da? Mesajul spune că o nouă persoană va trezi sentimentele romantice. Dacă persoana cu care sunteți într-o relație sau cu care vă doriți o relație, da, și față de care manifestați o anumită dependență, se poate schimba, da, în aceste 6 luni, într-un an, este posibil să aveți o nouă atmosferă, da? În relație și să fie ceva fericit. O nouă persoană, da? Poate să reprezinte chiar o persoană diferită de cea cu care sunteți acum. Adică sunt foarte mari șanse ca în jumătate de an să cunoașteți o nouă persoană în față de care să nutriți anumite sentimente, da? Să fie o persoană romantică, această carte înfățișează, să spun, o femeie, da, care e ocrotită de îngeri și de care se apropie o nouă persoană, dar nu-i vedem chipul, da? E posibil să aveți această bucurie. Voi căuta mesajele și din perspectiva celeilalte persoane. Cum spuneam, sunt 4 cărți, da? Prima chiar a vrut să iasă. Cum se simte cealaltă persoană? Dacă o cunoașteți sau nu? Ideea este că își cheamă sufletul pereche. Își dorește o persoană foarte, foarte loială și poate dumneavoastră sunteți așa.
Dar poate că nu-și dorește o persoană care să fie dependentă de ea sau el. Își dorește o persoană care să fie fericită cu ea însăși, da? Sau cu el însuși, și să nu fie neapărat dependent de, sau dependentă de el. Cealaltă persoană are anumite rugăciuni, afirmații și vizualizări care să vă ajute să vă regăsiți. Poate să fie vorba sau acest mesaj să se adreseze persoanelor care încă nu au o relație sau celor care au o relație, dar aceasta nu are un parcurs foarte liniștit acum. Da? Vom vedea cum anume vă vede cealaltă persoană pe dumneavoastră, cum vă percepe. E o carte întoarsă, da? Am să o pun dreaptă ca să vă citesc. Finanțele și cariera. Problemele financiare sunt un factor care vă influențează viața romantică în acest moment. Ei bine, cartea era întoarsă. Asta ce înseamnă? Că nu finanțele și nici cariera nu vă influențează relația. Este altceva care stă, să spun, sau sunteți percepuți ca o persoană care nu ar trebui neapărat să-și facă griji, dar poate că dumneavoastră vă faceți griji, poate că această dependență este de legată de bani, da? Poate aveți o mare preocupare pentru partea financiară și vă percepe, da? Vă percepe sau ar trebui să aveți asemenea griji. Ideea este că vă percepe ca și cum nu ar trebui să vă faceți griji, da? Deci dacă aveți o anumită dependență de bani, de control, să încercați să vă eliberați cel puțin când discutați cu această persoană, să vă rupeți puțin de realitate, de realitatea aceasta materială și să vă cunoașteți unul pe altul dacă deja sunteți într-o relație, să nu aduceți subiectul banilor în discuțiile pe care le purtați, să comunicați autentic, să petreceți un timp de calitate în care să vă bucurați de natură și de celălalt, da? Să petreceți timp de asemenea și în intimitate, fără a aduce problemele materiale, da? Și acelea se pot discuta, dar fără să știrbească, să spun, relația. Dacă urmează să cunoașteți o astfel de persoană, vreau să spun că această carte, da, dacă nu sunteți într-o relație, această carte anunță că persoana aceasta își dorește, cum să spun, să nu aveți probleme financiare. Își dorește o persoană care să aibă o siguranță, da, financiară, să aibă o carieră, să aibă un serviciu, să fie o persoană independentă. Da? Haideți să vedem dacă sunteți în relație sau ce se întâmplă în primele 3 luni. Da? Într-o lună și 3 luni. Este o carte din nou inversată și ea spune să fiți atenți la steagurile roșii, adică la niște semnale, semnalele care vă avertizează, dragi persoane în semne de foc. Dar cartea fiind întoarsă înseamnă că cel puțin în următoarele 3 luni nu intervine ceva presant, nu vor fi niște semne care să vă avertizeze și dacă sunteți în relația respectivă, totul va merge bine, adică dacă aveați niște griji, nu ar trebui să vi le mai faceți, da? Pentru că nu sunt anumite semne care roșii, așa numite, semne care să vă avertizeze. De asemenea, în următoarea perioadă de 6 luni, un an, avem o carte foarte frumoasă care spune acesta poate fi el sau ea. Da? Deja ați întâlnit partenerul romantic pe care îl căutați. E foarte frumos. Oarecum se aseamănă cu cărțile pe care le-ați avut dumneavoastră, da? Pentru 6 luni, acel New Love. Da? Și aici
Este ca o confirmare că persoana pe care o veți întâlni va fi cea potrivită dumneavoastră. Mă bucur, dragi semne de foc. Am să extrag acum câte o carte din celelalte pachete și uitați, șoapta de iubire pe care o aveți din punctul dumneavoastră de vedere. Este sfatul pentru dumneavoastră sau la ce vă gândiți să practicați compasiunea, să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, oarecum să vă schimbați modul de a privi situația, să vă schimbați perspectiva, pentru că această compasiune ce înseamnă? Înseamnă că priviți situația și o înțelegeți, vă puneți în locul celeilalte persoane, da? Și aveți compasiune pentru ceea ce trăiește aceasta. Să vedem din perspectiva celeilalte persoane, da? Ce gândește partenera sau partenerul, da? A sărit această carte care spune să ai răbdare, pentru că dragostea este răbdătoare și bună întotdeauna. Așadar, dragii mei, din semne de foc, să aveți răbdare, da? Pentru că lucrurile poate nu vor evolua în următoarele 3 luni, dar înspre a doua parte a anului veți vedea niște lucruri minunate, da? O dragoste adevărată are nevoie de răbdare și de înțelegere, da? Și de bunătate, pentru că ceea ce îi leagă pe doi oameni este bunătatea unuia față de celălalt. Voi mai cere, de asemenea, din tarotul iubirii, voi mai cere o carte să vedem ce spune aceasta. Trebuie să caracterizeze relația dumneavoastră, că despre asta vorbim. Să avem răbdare la lei, da? Să avem răbdare, să vedem care este cartea potrivită care își va dori să iasă din pachet. Uitați că a sărit. Este prietenia. Dragii mei, dacă sunteți într-o relație, sfatul cărții este să fiți foarte buni prieteni, da? În primul rând, în afară de faptul că sunteți iubiți, dacă deja sunteți iubiți, să fiți și foarte buni prieteni unul cu celălalt. Sau, dacă sunteți prieteni cu o persoană, s-ar putea ca această relație de prietenie să se transforme într-una de dragoste. Și unul din prietenii pe care, sau una dintre prietenele pe care le aveți, să devină persoana cu care veți avea o relație. Este foarte frumos să fiți prietenoși. Așadar, voi cere acum din partea Tarot Illuminati o carte pentru voi, tot așa, care să descrie. Bine, dacă sunt până în 3 cărți, le citesc pe toate. Au căzut 2 cărți. Iată, este Regele de Bâte, da? Este chiar persoana în semnul de foc. Întotdeauna cărțile încearcă să confirme ceea ce discutăm noi aici. Regele de Foc este persoana din berbecleu săgetător, este o persoană destul de inimoasă, de pasională, de cuceritoare, da? Vă place să călătoriți dacă sunteți bărbați, dacă nu, dragi femei, veți întâlni sau poate sunteți într-o relație cu un astfel de bărbat, da? Care iubește foarte mult, iubește cu pasiune și simțiți că trăiți viața. Dacă nu aveți o relație încă, veți putea cunoaște o astfel de persoană, cum spuneam, din berbecleu săgetător, sau care să aibă această atitudine foarte vulcanică și ușor impulsivă, dar nu în sensul rău, pentru că o astfel de persoană este foarte inimoasă și iubitoare, da? Poate ușor nestatornică, dar dumneavoastră veți ști cum anume să faceți ca să o păstrați lângă dumneavoastră. Iar a doua carte este Prințul de Spade, care poate să reprezinte o persoană din gemeni balanță vărsător, o energie tânără și foarte curioasă.
Poate că un astfel de rege, de fapt, vă se va interesa foarte mult de dumneavoastră. Adică este o energie masculină care vrea să afle cât mai multe, să învețe cât mai multe despre dumneavoastră, care vine rapid, să vedem în ce măsură, dacă este energia dumneavoastră, că vă doriți control, vă doriți... Am văzut acolo, era o anumită dependență care poate să fie și de control, da? În orice caz, poate să fie și un spion, da, care încearcă să stea deoparte și să vă analizeze, să nu neapărat să spioneze, ce, dar să vă descoase mai mult, ca să vadă ce fel de persoană sunteți, da? În orice caz, pentru a vă convinge că o persoană este potrivită, înainte de a trece la o relație foarte serioasă, să spun intimă, ar trebui să lăsați măcar 2-3 luni pentru a vedea dacă nu cumva proiectați asupra acelei persoane profilul pe care vi-l doriți, și timpul acesta de 2-3 luni este de obicei suficient pentru a vă da seama dacă proiectați sau pentru a cunoaște cât de cât o persoană și ce intenții are ea, dacă are intenții pentru o relație de lungă durată, da? Și nu este ceva efemer. Iată ce carte a ieșit. A ieșit Asul de Cupe cu numărul 28. Este bărbatul care iubește, da? Aici este un bărbat care ține o floare în mână. Așadar, e o carte foarte frumoasă. Vorbește despre un bărbat iubitor. Fie că sunteți dumneavoastră, fie că sunteți într-o relație cu această persoană, sau urmează să aveți o relație cu o astfel de persoană, da? Care pare romantică, dar și degajată. Aici vedem un bărbat în blue jeans, în cămașă, dar de sculț, așa, mai neconvențional, să spun. Și este un cadru destul de lejer. Asul de cupe vorbește despre niște emoții foarte frumoase. Prin urmare, eu o văd ca pe o carte pozitivă. Așteptați-vă așadar la niște gesturi romantice. Sau, dacă sunteți bărbați, să faceți dumneavoastră aceste gesturi romantice. Ați putea să aveți relații sau, da, cu persoane din Taur, da? Ați putea, dacă sunteți persoane în semne de foc, să aveți relații cu persoane din Taur. Urmează după Berbec, după zodia Berbec, da, care este acum sărbătorită, o să urmeze zodia Taurului. Da? Eu aș am să tai aceste cărți și am să mai scot măcar 6. Să vedem cu cine puteți să aveți o relație, cu persoane din Vărsător sau care au planeta Uranus în harta astrologică. Luna, adică persoanele care luna guvernează racul, da? Puteți să aveți, dragi berbeci, lei săgetători, în relație cu o persoană din rac. De asemenea, vorbim despre relații cu berbeci, da? Dragi semne de foc, puteți să aveți relații cu berbeci sau cu persoane care au planeta Marte în harta astrală. Mai avem balanța. Da, poate veți avea o relație sau aveți deja o relație cu persoane din zodia Balanță. Așa, pești, da, pot fi partenere sau parteneri din pești. Și ultima carte, Capricorn. Da, puteți să aveți o relație cu o persoană din Capricorn sau să cunoașteți o astfel de persoană. Dragi semne de foc, sper că mesajele pe care vi le-am adresat v-au mulțumit cât de cât. Vă mulțumesc și vă doresc niște relații echilibrate
a celor care au deja astfel de relații, iar celorlalți să cunoască niște persoane echilibrate cu care să formeze niște relații plăcute și pe termen lung. Vă mulțumesc frumos! A doua grupă este a semnelor de apă, semnele din Rac, Scorpion, Pești. Da, pentru dumneavoastră ne vom uita la ce spun cărțile. În primul rând, voi folosi două pachete identice. Primul este pentru energia dumneavoastră și al doilea este pentru energia celeilalte persoane. Și vor fi... scuzați-mă, vor fi patru cărți din fiecare pachet de acest gen. Prima carte va descrie energia dumneavoastră, a doua carte energia celeilalte persoane, a treia carte energia relației în 1-3 luni și a patra carte energia relației sau a vieții sentimentale în perioada cuprinsă între 6 și un an de zile de acum înainte. Vom face în felul următor. Ce carte vă reprezintă pe dumneavoastră? Simțiți că ați întâlnit o dragoste adevărată, da? Sau poate că vă doriți această dragoste. Vom vedea imediat ce mai spun cărțile. Aceasta este romanța din viața dumneavoastră. Aceasta este povestea de dragoste din viața dumneavoastră. M-aș bucura să o fi cunoscut-o, da? Să vedem energia celeilalte persoane. Atracție. Este atrasă de dumneavoastră cealaltă persoană. Spune că dumneavoastră atrageți dragostea romantică prin modalitatea de a vă bucura de momentul prezent. Deci să vă gândiți mereu la momentul aici și acum, pentru că dacă vă bucurați de viață, deveniți și mai atractivi. Sau poate că această persoană este sufletistă, este atractivă, pentru că îi place viața. Da? Care este energia în primele 3 luni? Să dați o șansă relației dumneavoastră. Această carte anunță să lucrați în vederea parteneriatului dumneavoastră. Să faceți un efort pentru acest parteneriat. Da? Aceasta ar fi energia pentru primele 3 luni. Iar pentru 6 luni, maxim un an, avem cartea întoarsă. Este întoarsă. Se referă la a vă deschide, a vă menține o minte deschisă. Da? Zice că sufletul dumneavoastră pereche poate să difere de tipul dumneavoastră uzual și de așteptări. Dar pentru că a fost întoarsă această carte, aș spune că trebuie să fiți foarte riguroși asupra ceea ce vă doriți. În cazul în care nu ați cunoscut deja o persoană sau chiar dacă ați cunoscut-o, să țineți foarte mult la ceea ce vă doriți dumneavoastră, să nu oscilați adaptându-vă, da? Să încercați să cereți ceea ce vă doriți, să nu vă mulțumiți cu puțin. Acesta ar fi sfatul pentru următoarele, să dați o șansă dragostei, da? Dar pe de altă parte să, dacă puteți, să nu fiți foarte, foarte flexibili, da? Să fiți ceva mai pretențioși, cu alte cuvinte. Haideți să vedem energia celeilalte persoane, da? Este un pachet identic cu cel pe care l-ați avut pentru dumneavoastră. Și să vedem ce vor spune cărțile, da? Care este, să spunem, energia celeilalte persoane? Să eliberați toate problemele legate de control. Adică să nu încercați, sau el poate încearcă să controleze lucrurile, da? Sau poate veți întâlni o persoană care îi place să facă toată lumea ce vrea el. Și spune să permiteți situației să se petreacă în mod natural.
Deci, această persoană își dorește ca o relație atunci când vine să vină natural, să nu se încerce o dorință de control, da? Să nu aveți o astfel de dorință de control. Și îi place ca lucrurile să meargă natural. Cum vă vede pe dumneavoastră sau ceea ce își dorește? Este o carte care a căzut și la celălalt pachet, da? Este foarte interesant pentru că este inversată. Ea se referă la problemele de finanțe și carieră, care astfel de probleme legate de partea materială financiară sunt un factor în dragostea dumneavoastră romantică, în viața dumneavoastră romantică. Cartea întoarsă înseamnă că vă vede pe dumneavoastră ca pe o persoană independentă financiar, căreia îi place să aibă o profesie, are un job bun, care este atentă la carieră sau atent la carieră. Da? Această dorință este de a vă vedea pe dumneavoastră independenți, da? Și bucuroși să trăiți o relație fără niciun interes, să spunem, material, în niciun fel. Poate că dumneavoastră, dacă deja sunteți în această relație, aveți uneori dorința sau simțiți nevoia să vorbiți despre anumite probleme financiare și poate că ar merita să le amânați, adică să încercați să faceți abstracție. Dacă sunt anumite dificultăți, să vorbiți despre aceste dificultăți când sunteți împreună cu persoana iubită, să petreceți un timp de calitate, făcând ușor abstracție, da, de ceea ce este neplăcut. Bun, să vedem din perspectiva celelalte persoane cum vede primele 3 luni care urmează. Nu va putea fi vorba despre o retragere. Este întoarsă această carte. Da. Și văd că pachetul este corect, că mă gândeam că sunt toate cărțile întoarse, dar nu este așa. Retreat înseamnă retragere, că este timpul să vă deconectați de lume. Se pare că nu este un în primele 3 luni, da, de acum înainte, nu este un moment potrivit să vă retrageți. Poate e bine să ieșiți cât mai mult pe afară, să mergeți cu prietenii, poate, da, să socializați, dar să nu petreceți în intimitate. Poate de-abia ați cunoscut această persoană și nu este momentul să treceți la un nivel al relației intim, să spun. În orice caz, cel puțin așa spun cărțile, că nu s-ar întâmpla. Și să vedem între 6 luni și un an, cartea vă spune că sunteți în siguranță să iubiți. Adică să vă deschideți inima, să primiți și să dăruiți cea mai înaltă energie dintre toate. Asta înseamnă că abia de la a doua jumătate a anului, să spunem, veți simți efectiv, vă veți simți în siguranță cu această relație. Sau atunci veți cunoaște o persoană, dacă deocamdată nu sunteți într-o legătură sentimentală. Deci, între 6 luni și un an, veți fi în siguranță să iubiți și să dăruiți această energie. Dragi semne de apă, mai am tot așa 2 pachete, se numesc șoaptele de iubire. Și pentru acestea voi avea tot așa mesaj din partea dumneavoastră, cum ar veni, da? Aspectul relației din perspectiva dumneavoastră și cu cele 4 cărți pe care le-am extras și din precedentul pachet. Mă voi opri aici, da? Cartea care vă descrie pe dumneavoastră este să îmbrățișați emoțiile pe care le simțiți, să permiteți sentimentelor dumneavoastră să iasă la suprafață și să fie acceptate. Foarte frumos!
Negați faptul că iubiți sau ați evitat să discutați despre asta, ei bine, poate să fie un moment potrivit să vă exprimați aceste sentimente, da? Să spuneți celelalte persoane ce simțiți pentru ea, pentru că acceptând aceste sentimente se poate naște o relație foarte frumoasă. Să vedem ce mesaj au cărțile din perspectiva celelalte persoane. Sunt patru cărți, da, urmează să vă spun ce înseamnă fiecare. Probabil că așa s-a dorit să aveți nevoie de aceste mesaje care să rezoneze cu dumneavoastră. Și avem așa, din perspectiva celelalte persoane, are loc o uniune a inimilor, o conectare de dragoste autentică. Nu are nevoie de explicații. Pur și simplu este posibil ca persoana cu care deja aveți o relație sau o persoană pe care o veți cunoaște să simtă această conexiune, da, de la inimă la inimă cu dumneavoastră, să fie impresionată de felul în care, da, semnele de apă sunt emoționale, da, au emoții pozitive, semnelor emoționale le place să-și exprime sentimentele și atunci de asta este și foarte atrasă altă persoană de către dumneavoastră. Avem o carte întoarsă care spune că dragostea îndură, da? Mai exact, dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Dragostea este plină de speranță, da? Și de asemenea va trece peste orice situație. Fiind întoarsă, cartea spune că nu ar trebui să faceți un efort deosebit, nu ar trebui să îndurați, nu vă va cere cealaltă persoană să îndurați o anumită situație. Este foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Cartea oarecum liniștitoare, da? Că nu trebuie să faceți niște eforturi deosebite. Ce mai avem? Avem o altă carte întoarsă. Cartea dreaptă spunea să încetiniți și să lăsați evenimentele să decurgă în mod natural. Dar pentru că este cartea întoarsă, tocmai înseamnă să nu încetiniți. Nu știu, dumneavoastră ați avut cartea care vă îndemna să vă exprimați emoțiile, să le acceptați și să le exprimați și să treceți la acțiune, să nu mai amânați, să aveți un ritm mai alert de implicare în această relație, da? Pentru că se pare că merită, merită să treceți această relație la un alt nivel. Și mai avem o carte întoarsă, dar vă spun că celelalte mesaje sunt drepte, da? Sunt mesaje drepte. Fii în prezent și visează la viitor. Atunci când noi visăm, totul este posibil. Cartea aceasta acum este întoarsă. Să fiți în prezent, da, dar nu neapărat. Adică poate că în prezent nu se întâmplă concret ceva, da, și că ceea ce se va întâmpla se va întâmpla în viitor. Adică chiar dacă nu vedeți că în prezent este ceva, mergeți spre viitorul acela la care ați visat să fie mult mai bun. Mergeți să-l aveți cât mai repede, pentru că prezentul deocamdată nu vă oferea ceva anume. Deci aduceți un pic viitorul în actualitate, adică viitorul acela mai frumos, mai luminos, pentru că depinde numai de dumneavoastră. Da? Voi continua acum cu aceste cărți de iubire, să vedem tarotul iubirii ce mesaj are pentru dumneavoastră. Cel puțin o carte, maxim trei cărți, care să descrie energia relației. Au ieșit patru cărți. Haideți să le exprimăm.
Poate că sunt importante, da. Reciprocitatea în iubire, da, este o carte binevenită. Deci, chiar dacă nu ați discutat prea mult, chiar dacă nu v-ați exprimat sentimentele, să știți că iubiți și sunteți iubiți. Deci, bucurați-vă. Apoi, aveți întors un îndrăgostit. Îl aveați întors. Îl aveați întors și asta ce înseamnă? Că ordinea voastră, orice altă persoană nu recunoaște că e îndrăgostită. Da? Nu înseamnă că nu simte, doar că nu arată. Da? Unul dintre dumneavoastră nu își arată sentimentele. Pasiunea pură elevată, nu știu de ce este întoarsă. Aș considera, să spunem, poate că deocamdată nu aveți o relație intimă, da? Și aceasta va urma. Deci nu putem să vorbim despre decât despre o prietenie, o relație, probabil, care nu implică încă relații intime, da? Și, de asemenea, stabilitatea armonioasă, binefăcătoare. Acest lucru, faptul că relația nu a evoluat, nu vă dă o stabilitate. Poate sunteți neliniștiți, că nu știți cum anume să procedați sau aveți impresia că mergând în această relație, este ca și cum ați renunța la o stabilitate. Da? Poate că mergând sub impulsul sentimentelor, nu veți mai putea să fiți așa stabili, stăpâni pe dumneavoastră, da? Pentru că permiteți unei alte persoane să intre în universul dumneavoastră. Dar eu cred că merită. Pentru ceea ce urmează să simțiți, eu cred că merită. Să vedem tarotul Lenormand ce carte are pentru dumneavoastră. Uitați, este călătorul. Deci cineva va face o călătorie, dumneavoastră sau cealaltă persoană. Călărețul acesta este o persoană dinamică. Este o femeie, din câte văd eu, da? O femeie căreia îi plac călătoriile și care la o călătorie își va găsi o fericire, da? Poate are importanță să vă vedeți. E o persoană care își dorește să fie numărul 1 în toate. În orice caz, ceva, o veste. Poate să vină o veste foarte frumoasă, da? De la depărtare, sau să vină cineva la dumneavoastră, sau să mergeți dumneavoastră la cealaltă persoană. Ia să vedem tarotul Illuminati cu ce energie vine. Iată, vine cu energia controlului și a dependențelor. Poate aveți o dependență de o persoană, dependență de control, de bani, poate că faceți niște excese, pur și simplu munciți peste măsură, sunteți foarte dedicați muncii și nu acordați timp relației. M-aș bucura totuși dacă ați putea să încercați să nu faceți compromisuri, da? Pare și o carte a compromisului. Eu sper să nu fie cazul. Și de asemenea, aș vrea să extrag 7 cărți care să descrie cu ce fel de persoane veți avea relații, da? Sau aveți relații deja, care sunt persoanele cu care veți avea relații. Poate să fie o persoană din zodia peștilor, da? Care e tot semn de apă. Ia să vedem. Am să extrag eu celelalte 6. Ați putea avea o relație cu o persoană din Taur. Da? În al treilea rând, veți putea avea o persoană, o relație cu o persoană sau aveți deja cu o persoană în Capricorn. Da? În al patrulea rând, poate să fie din zodia Fecioară. Da? Dar semne de apă, puteți avea relații cu persoane din Berbec, din Leu,
Da, poate să fie din zodia leului. Și ultima carte. Poate să aibă Saturn în harta astrală sau să fie din zodia Capricornului. Da? Foarte frumos. Sper că v-a plăcut această etalare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să vă abonați în continuare și să dați like dacă v-a plăcut acest video. Vă doresc relații fericite și armonioase, bineînțeles, pentru că putem să trăim singuri, dar este mai bine când împărtășim bucuriile și necazurile cu altcineva. Vă doresc toate cele bune!